Abraham și Roxana Doble au fost surprinși plimbându-se prin oraș în plină pandemie de coronavirus cu o mașină de fițe. Florin Salam și Roxana Dobrem nu pot sta foarte mult în casă nici în vremea pandemiei de coronavirus. Manelistul a fost surprins de jurnaliștii de la Cancan alături de Roxana Dobre în zona de nord a capitalei. Cei doi au evadat pentru câteva ore din izolare și au ieșit la plimbare precum o mașină de fițe la volanul căreia s-a urcat Roxana. Focoasa brunetă și-a pus mănuși de protecție, însă a uitat de masca care este de necesară în aceste vremuri tulburi. Florin Salam și Roxana Dobre au mers până în piperat, iar de acolo s-au îndreptat glonț spre casă unde erau așteptați de un angajat de al cuplului, omul care se ocupă de cumpărăturile zilnice. Roxana Dobre a coborât imediat din mașină și a întins angajatului ei o bancnotă de 50 de euro, după care a intrat înapoi la izolare în vila de lux. Familia lui Florin Salam trăiește periculos. Imagini din zona 0 a focarului din Italia. Familia lui Florin Salam trăiește periculos, chiar în inima focarului din Italia. Mai exact, în Lombardia. Celebrul manelist Florin Salam a avut parte de sărbători triste pentru că băiatul său, Dan, este departe de el. Mai mult, Dan se află chiar în Italia. Fiul lui Florin Salam, Dan, a postat pe pagina personală de Facebook o fotografie în care apare alături de partenera lui. Ceea ce a atras atenția e faptul că poza este făcută chiar pe stadionul San Siro, aflat chiar în regiunea Lombardia. Lombardia este una dintre cele mai afectate zone de COVID-19 de pe întreg globul. De la izbucnirea pandemiei, în această țară s-au înregistrat peste 10.000 de morți.